Persoana în cauză le-a mărturisit polițiștilor că a pierdut banii la jocurile de noroc și avea o stare de nervozitate. Pentru a scăpa de furia ce îl cuprinsese, bărbatul a început să distrugă aparatul care îi înghițise o sumă impresionantă de bani. Ulterior, acesta s-a năpustit și asupra televizorului din incinta sălii de jocuri, în total fiind creat un prejudiciu de 3.500 de euro. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a constatat că un bărbat de 33 de ani din municipiul Târgu Jiu a distrus prin lovire cu un obiect contundent un aparat de jocuri și ecranul unui televizor, supărat că a pierdut o sumă mare de bani, cauzând un prejudiciu în valoare de 3.500 de euro. Bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru continuarea cercetărilor, fiind dispusă măsura reținerii acestuia pentru o perioadă de 24 de ore. În cursul zilei de astăzi, bărbatul va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri corespunzătoare. În cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Reamintim că în urmă cu aproximativ o săptămână, un alt împătimit al jocurilor de noroc a distrus o mașină de lux ce urma să fie oferită drept premiu la o tombolă organizată de administratorii unei săli de jocuri de noroc.